mă-n blăgurița. Ești sipcarul să uit rău că-l întreb cu glasul meu. Mai badiță negrișos, da, nu lăsa trompeta jos, da. Cântă sâra sunisată, da, cu joc și eu barba. Nu se poate trompeta de obosă și a mea gură locuiește. Dragi prieteni, am zis eu că facem o paradă a muzicii aici la Galați. E adevărat că avem și invitați din alte județe, dar dintre frații Andrei de la Tulcea, eu vreau să vorbesc nu cu frații, eu vreau să vorbesc cu tata, cu bunicul. E și bunic. Cu bunicul fraților Andrei. O să... Deci aveți și nepoți acum. Am nepoții, că nu știți, în emisiunea trecută. Dar de ce n-ați da. A fost la voi, da, trebuie, data viitoare să vină și ea. O luăm. Mai crește până mai venim o dată. Cristina, ia tu un microfon și întreabă-l ceva pe băietul cealaltă, că stă așa unul din frați, mai retras cu acordionul. Câteva cuvinte despre dumneavoastră și activitatea muzicală și de cât timp activați în această formulă cu frații Andrei? Păi dacă suntem frați, activăm de când ne-am născut, de când am... Așa. În domeniul muzical, vă rog frumos. De la maternitate au cântat. În domeniul muzical de la 9-10 ani. Veniți mai aici, că nu mușc, nu fac nimic. Cristina tot se duce către el. Nu vrea, nu vrea. Eu încerc. Nu, tu greșești, că spui eu de ce se duce el încolo. Pentru că era și momentul să prezint această masă, să-i spunem, cu bunătățuri aici. Avem și un vin al casei foarte bun, un vin alb. Așa, avem și un vin roșu. Foarte bun. Aia Gabriel, de-aia trăgea în parte. Nu că ar fi fugit de Cristina, că e frumoasă Cristina, hai să o aplaudăm, cum să fugă el mulțumesc, de Cristina. Mulțumesc. Da,
Deci cu tăticul am vorbit cu trompeta, contracte cu nunță aveți. Ei, eu zic că e timpul să trecem la treabă. Ce mai? Frații Andrei, invitați special aici la Galați. Distracția să continue!
Iată că a venit și un moment deosebit de important în cadrul filmărilor de la Galați. E vorba de trupa sau formația, cum vreți dumneavoastră, care cântă chiar aici. Vreau să îmi spuneți câteva cuvinte despre componența trupei, da? În primul rând să vă prezentați dumneavoastră. Bună seara, eu sunt Sofia Ioan, colega mea Goleanu Simona. Las o să prezinte singură. Simona Goleanu, bună seara. La chitară avem aici pe domnul. Sărut mâna, bună seara, mă numesc Botnar Paul, șeful, eu comand, eu execut, vă iubesc pe toți. Aplauze! Vă rog să vă prezentați și dumneavoastră. Sunt Marian Albu. Cine ne spune repertorul din această ediție? Neata. Colega mea va cânta Spunem și o voi acompania și Paul. Lumea romantică, Gabriel Dorobanțu, cel mai romantic bărbat din România. Ai da de. Eu zic că la aceste lucruri fiind spuse, trebuie să mă retrag împreună cu Cristina, dar nu înainte de a anunța încă o dată numele formației, da? Formația Alegria din Galați. Să uit de gustul dulce amar al durerii. Singură noapte mă urmăresc întrebări fără răspuns și simt că lipsa ta s-a frânt în pieptul meu ceva când te-ai dus. Și oricât de mult aș încerca, știu că nu mai pot lupta. Chiar te înțeleg că ele sună într-o. Vreau să fii lângă mine acum. Iubite, spune-mi ce să mai fac din viața mea. Spune-mi cum să trăiesc în urma ta. Haide, spune-mi se întâmplă azi cu noi. Spune-mi că vom rămâne amândoi. Haide, spune-mi că poate nu-i adevărat. Spune-mi că acest coșmar s-a terminat. Haide, spune-mi de ce vrei să mă părăsești. Spune-mi, hai spune-mi că mă mai iubești. Și crește între noi un zid înalt de cald de ploi să ne piartă. Arde în noapte un felinar ce așteaptă să revii. De ce nu te-am oprit când pasul ți l-ai rătăcit? Am greșit. Și oricât de mult aș încerca, cu dorul știu că nu mai pot lupta. Chiar de înțeleg că ele sună într-un. Vreau să fii lângă mine acum. Iubite, spune-mi ce să mai fac din viața mea. Spune-mi cum să trăiesc
coșmar s-a terminat, hai de spune-mi, de ce vrei să mă părăsești? Spune-mi, hai spune-mi că mă mai iubești. Mea cu ochii de struguri verzi, te aștept în umbra nopții să mă desmierez. Doar unduirea apei s-o ascultăm și vântul când ne îmbrățișăm. Un ceas mai bate încă în turnuri vechi, iubirile se adună perechi perechi. E atâta armonie și atât mister ca ploaie stelele din cer. Cresc în lumea romantică și am o fire romantică. Îmi place viața romantică și aleg parfum de mult. Cresc în lumea romantică, iubesc sub steaua romantică. Ia inima mie romantică, doar glasul ei ascult. Să fugim, iubito, pe dealul nins, cu flore de iasomie și de cais. Apoi la poarta casei să ne oprim, de tot și toate să vorbim. Îmbată-mă de tine ca pe un vin, cu gust de toamnă caldă și de pelin. Mă ispitește iară cu vraja ta, de mine să nu pot scăpa. Cresc în lumea romantică și am o fire romantică. Îmi place viața romantică și are parfum de mult. Cresc în lumea romantică, iubesc sub steaua romantică. Iar inima mie romantică, doar glasul ei îl ascult. Iar inima mie romantică și va rămâne așa. Formația Paradis. Eu aș zice așa, o să trec eu să prezint pe fiecare, dar noi avem ceva de vorbă, să nu pleci de aici. Nu, nu. La clape, la claviaturi, bine ați venit la emisiune. Bine v-am găsit. Numele, adresa dumneavoastră, cât cântați acasă, se întâmple alte lucruri. Chichiriță Dan. Adresa, strada, numărul. Nu, am glumit. Neamț. În Roma Neamț, da? Foarte frumos. Deci ia sol major până vin eu înapoi. Dumneavoastră. Ionel Năstase. Ionel, de ce îmi facem impresia că are o voce așa mai deosebită? Cred că o să aflu. Domnul Pațel. Sigur că, dar o să aflați cât de curând. E sigur pe el? Da, da. E sigur pe el. Constantin Cantea. Da, Cantea. Să știți că pe Facebook
Cred că suntem prieteni amândoi, cred că, dacă aveți. Cantea în sus, cantea... Am și o solistă cantea, dar nu, noi din România, din altă parte. Dar cu trompeta, sigur, suntem colegi pe Facebook. Iată, dragii mei, de pe Facebook, direct aici, la ora veselie amândoi. Domnul Cantea, cu trompeta, suflător, să rumâinile. Ne v-am găsit. Câteva cuvinte despre tine. Eu ce să vă zic, cânt cu niște oameni extraordinari, mă bucur foarte mult că am ajuns aici la dumneavoastră. Mulțumim. Doar n-ai venit pe jos. Nu. N-am venit pe jos și am venit cu plăcere. Tu, ce o să, tu o să fii solistă vocală, nu? Sau ce? Da. Bine. Domnul Panțiru, dar vreau să ne spuneți despre acest proiect muzical, că e vorba de un proiect muzical. Dumneavoastră ați venit cu o chestie da. Foarte frumoasă. Deci este o formație curând înființată, nou înființată, mai bine zis. Eu în fanfară, știți prea bine, eu cânt la alt instrument, dar instrumentul meu de suflet este saxofonul și am zis ca să le fac pe amândouă să împart... Și capra și barza. Foarte frumos, foarte frumos. Și m-am gândit la acest proiect și l-am pus pe hârtie, am tras câteva piese și am venit pentru început la dumneavoastră în emisiune, la ce ne putem da. Să vin. Unde e bună dispoziție, da? Sigur, aici dacă aveți un mesaj pentru telespectatori noștri și să trecem la treabă. Mesajul meu pentru hai. Telespectatori este să urmărească această emisiune frumoasă, că aici există totdeauna... Da, aici există totdeauna veselie, voie bună și petreceți alături de noi. Păi dacă e Eugen Ungureanu, dacă e Panțiru da. Și mergem tocmai în paradis, atunci înseamnă că treaba e extraordinară. Sigur. Ce putere are banul ca să-ți mărească neamul? Când ai bani orice se poate, îți faci neamuri peste noapte. Ce mai fac, cum o mai duc, cu banii cum mă descurc? Rudele îndepărtate mă-ntreabă de sănătate. Ce mai fac, cum o mai duc, cu banii cum mă descurc? Ce putere are banul ca să-ți mărească neamul? Când ai bani orice se poate, îți faci neamuri peste noapte. Ce putere are banul ca să-ți mărească neamul? Când ai bani orice se poate, îți faci neamuri peste noapte. Aș rămâne fără neam. Acum sunt iubit de toți, am cum n-ați veri și nepoți. Dacă spune nu mai am, aș rămâne fără neam. Ce putere are banul ca să-ți mărească neamul? Când ai bani orice se poate, îți faci neamuri peste noapte. Ce putere are banul ca să-ți mărească neamul? Când ai bani orice se poate, îți faci neamuri peste noapte. Ce putere are banul ca să-ți mărească neamul? Când ai bani orice se poate, îți faci neamuri peste noapte. Ce putere are banul ca să-ți mărească neamul? Când ai bani orice se poate, îți faci neamuri peste noapte.
noi cu ei iubea și-o chefuim, măi. Dar foaie verde, iarbă crudă, să moară la mei dușman de ciudă. Dacă e în curte toți prietenii, măi, și cu ei iubea și-o chefuim, măi. Viață, viață, ca un fir de gață, iau din tine tot ce mai frumos. De-aia beau cu prietenii, să beau până-n zor de zi, vinul rece și gustos, măi. Dar viață, viață, ca un fir de gață, iau din tine tot ce mai frumos. De-aia beau cu prietenii, să beau până-n zor de zi, vinul rece și gustos, măi. Și bea prietene cu mine. Dacă ne cântă lăutarul, parcă merge mai bine grătarul. Am o țuică de 8 ani de zile, ia și bea prietene cu mine. Viață, viață, ca un fir de nață, iau din tine tot ce mai frumos. De-aia beau cu prietenii, să beau până-n zor de zi, vinul rece și gustos, măi. Dar viață, viață, ca un fir de gață, iau din tine tot ce-i mai frumos. De-aia beau cu prietenii, să beau până-n zor de zi, vinul rece și gustos, măi. Și dulce de astă toamnă, dar văd cum curge vinul în pahar, măi, și fritura fumegă pe jar, măi. Scot din beci o damigeană cu un vin roșu dulce de astă toamnă, dar văd cum curge vinul în pahar, măi, și fritura fumegă pe jar, măi. Viață, viață, ca un fir de gață, iau din tine tot ce-i mai frumos. De-aia beau cu prietenii, să beau până-n zor de zi, vinul rece și gustos, măi. Viață, viață, ca un fir de gață, iau din tine tot ce-i mai frumos. De-aia beau cu prietenii, să beau până-n zor de zi, vinul rece și gustos, măi. Viață, viață, ca un fir de gață, iau din tine tot ce-i mai frumos. De-aia beau cu prietenii, să beau până-n zor de zi, vinul rece și gustos, măi. Viață, viață, ca un fir de gață, iau din tine tot ce-i mai frumos. De-aia beau cu prietenii, să beau până-n zor de zi, vinul rece și gustos, măi. Omule, degeaba plângi, măi, bătrânețe nu-ți-o alungi, măi. S-a trecut vremea, știi bine, tinerețe nu mai vine, măi. Viața este trecătoare, frumoasă, dar schimbătoare, și cu rele și cu bune, așa trece omul în lume. Viața este întrecătoare, frumoasă, dar schimbătoare, și cu rele și cu bune, așa trece omul în lume. Thank you.
strânge avere mare, mai târziu mare valoare, măi. Nu pot să cumperi cu bani, măi, fericire și nici animă. Viața este trecătoare, frumoasă, dar schimbătoare, și cu rele și cu bune, așa trece omul în lume. Viața este trecătoare, frumoasă, dar schimbătoare, și cu rele și cu bune, așa trece omul în lume. Mai pot întoarce anii, chiar de-o fi să-mi dat toți banii, mă. Să mai fiu tânăr odată, eu mi-aș da averea toată, mă. Viața este trecătoare, frumoasă, dar schimbătoare, și cu rele și cu bune, așa trece omul în lume. Viața este trecătoare, frumoasă, dar schimbătoare, și cu rele și cu bune, așa trece omul în lume. Viața este trecătoare, frumoasă, dar schimbătoare, și cu rele și cu bune, așa trece omul în lume. Viața este trecătoare, frumoasă, dar schimbătoare, și cu rele și cu bune, așa trece omul în lume. Vreau să-ți dau un nume de artist mai mult decât comercial. E un brand, pot să spun. E un brand. Nici prin cap nu streci. E vorba de Shamir. Ia să vedem publicul de aici, din sală, de la Galați, îl știi? Aplauze pentru Shamir! Ai auzit, Cristina? Iată ce surpriză îți fac eu ție. Uite, îți fac cunoștință chiar cu Shamir. Și nu vine singur. Activitatea dumneavoastră. Sunt foarte curioasă să știu câteva cuvinte. Când și eu de vreo 20 ceva de ani. Bravo! Parcă ați mai cântat împreună, nu? Da. De da. Cât timp cântați? Avem un an și... Un an da. Jumătate aproape. Bravo, felicitări. Vreau să vă întreb, repertoriul mare, cam ce zonă? Folclor, muzică ușoară sau e diversificat? Noi fiind o formație de nunți, obligatoriu trebuie să cântăm de toate. Și ușoară, și populară, și mai pentru vârsta a treia, și pentru... Adică pentru mine. Te uiți la mine, așa urât. Dacă mai ai ceva de spus pentru telespectator, la fel și tu, un mesaj, da. Eu mă duc să beau un șpriț. Avem și noi două piese, ne pare rău, suflătorul, saxofonistul nostru n-a putut să vină în seara aceasta. Eu o să interpretez Sărba de demult. Și eu o să fac Mama mea icoană sfântă. Mama mea icoană sfântă, sărut mâna ta muncită, și fața arsă de soare, pe care o curs lăcrămioare. Vin, măicuță, de departe, să șterg lacrimile toate. Să uiți, mamă, de oftată, că prea mult mai așteptat mai. De-aș putea, m-aș face vânt, să-ți mângâi părul cărunt, măi. Toate florile din lume le-aș pune în alta mână. Ai muncit pe
făcut din noapte zi, măi. Și m-ai învățat de bine, Domnul să-ți dea zile bune. A fost mai greu, am cântat de dorul tău, măi. Am cântat la lumea-ntreagă, dorul tău, măicuță dragă. Și mă rog la tot ce-i sfânt să te țină pe pământ, măi. Să ai zile să trăiești și nepoții ca să-i crești, măi. Și mă rog la tot ce-i sfânt să te țină pe pământ, măi. Să ai zile să trăiești și nepoții să te crești, măi. Hai să facem roate, roate, să jucăm ca altă dată, să jucăm așa ca altă dată. Asta sărba de limul, de copilul ne-o placu, de copilul nică ne-o placu. Hai să facem roate, roate, să jucăm ca altă dată, să jucăm așa ca altă dată. E sărbatorișura, sună muzica, voi bună la tot saltă inima. Sana, tati, că te-a făcut la tâns spate, că te-a făcut așa la tâns spate. Hai, unii într-un joc, de ei domnul mult noroc, de ei domnul piață mult noroc. Mami tali, sana, tati, că te-a făcut la tâns spate, că te-a făcut așa la tâns spate. Sărbătorișura, sună muzica, voi e bună la tot saltă inima. Eu să joc parca și fată, eu să joc de parca și fată. Că dacă mă întreb din spetii, nu mă dau pe șapte fete. Zau că nu mă dau pe șapte fete. Să ia joc altădată, eu să joc parca și fată. Eu să joc de parca și fată. Că dacă mă întreb din spetii, nu mă dau pe șapte fete. Zau că nu mă dau pe șapte fete. E sărbătorișura, sună muzica, voi e bună la tot saltă inima. De copilul nică ne-o placu. Hai să facem roate, roate, să jucăm ca altă dată, să jucăm așa ca altă dată. Hai să sărba de limul. De copilul ne-o placu. De copilul nică ne-o placu. Hai să facem roate, roate, să jucăm ca altă dată, să jucăm așa.
așa ca altădată. Sărbătorii și răsună muzica, voi bună la tățaltă inima. We'll be right back.